După o zi grea și o noapte tumultoasă, fetele nu mai sunt atât de matinale. De-abia dezmiticite din somn, ele au parte de un duș rece. Arată groaznic, frate, nu puteți să strângeți și voi masa asta. Eu vreau să știu cine a mâncat și nu a strâns. Pe cine a mâncat aici? Sara, unde pleci mâncați? Imediat. De lângă noi, cum de pleacă? Frate, mă enervează, dar nu face nimic și stă ca tuta la ea în cameră. Fă și tu ceva, vorbește cu ce voi. Ce să fac, mă? Cum? Dar ce vrei să fac? Ce vrei să fac conversație? Ce? Da, normal, dar e Nu stăm să dăm noi cu mopul după ea și cu mătura. Integrează-te, fată, sau dai drumul de aici. Nu o să fac curat eu după toată lumea, adică nu sunt slugă comunală și nu convine să mă fac așa mai pentru că sunt mai mică sau, știu eu, fițoasă sau fiindcă nu ies din cameră să comunic cu ele și să stau la bofestioare. Am venit să-mi fac prietene. Eu, sinceră să fiu, acasă, la mine, nu strâng nici după mine. Dar dacă o fată din casă simte într-o zi rău și mă roagă frumos să-i fac un ceai sau să-i spăl cana sau ceva, nu este nicio problemă. Sunt înțelegătoare. Dar să strâng după o nesimțită, să strângă singură sau să mănânce vierbi. Bă, ce fac cu chestia asta? Nu ești la tine acasă să-ți permiți să faci chestiile astea? Ce să conversez cu tine? Nu, nu cu mine! Nu cu noi. Mine, dar nici nu mi-e drag să conversez cu tine, crede-mă. Deci nu face deloc plăcere, nici sincer îți spun. Ah, dar cum ai face ceva și inteligent pe gura aia, așa că stai liniștită. Băi, știi ce era? Era mai mișto să vină maică ta la show-ul ăsta, că era mult mai sexy și mai deșteaptă, crede-mă pe cuvânt. Da, decât tine am văzut. Am stăt tu pe maică. Da, la început, la primul casting. Oh, eu sunt siliconată. Am și sprâncenele tatuate, sunt, ce sunt, sunt senzația de robanțul, e extraordinar. Sincer, nu halesc, nu o înghit, mi se pare insipidă. Da, de romanță e foarte inteligentă. Ar putea să ne aducă cineva un test de inteligență, să ne pună, fiindcă sunt categoric și sigură că aș bate din prima. Încă de la prima întrebare, adică. Tu măcar știi unde ești și unde stai și ce faci? Tocmai, tu știi unde sunt și ce unde faci? Ești, mă, fat? Uite, sunt aici, mă, de acasă, în care nu are să comunice cu nimeni și să-ți care ai în cameră. Un concurs, dar trebuie să faci ceva, dar ești un concurs. Și stai în mediul ca să te adaptezi, înțelegi? Doamne, trebuie să stai în cameră și socializezi. Asta nu înseamnă că trebuie să fim rivale la modul în care să nu mai vorbim deloc. E adevărat că suntem într-o repetiție. De ce socializăm, înțelegi? Ok, dar nu știu de ce am încă să te vină asupra mea. Știi de ce mai eu? Comunică, frate, și nu iese din cameră deci, și nu face nimic. Și când deci vorbești, vorbești aici, înțelegi? Dictil cu noi. Te uiți la tine cum ne privești? Mi l-a deranjat faptul că nu comunic destul cu ele. Dar cred că fetele au uitat că noi suntem într-o competiție și încă una cu o miză extrem de mare. N-am ce să spun despre ea. E o persoană foarte flegmatică, arogantă, îngânfată. A venit în acest concurs să devină asistentă TV, părerea mea, sau model pentru Playboy? Sunt bună pentru Playboy. Întrebarea mea pentru ei e bună de ceva? Eu nu cred că e bună de nimic. E, pentru mine, e ultimul mic după grătar, ca să spun așa. E ultima fațetă, ultima figură, ultima pițipoancă pe care am văzut-o. Ea nici măcar nu poate să fie fițoasă. Ea este o copilă. Nici n-am cum să o compar cu mine sau cu celelalte fete. Că nu are nimic în cap. Gol, zero. Sper să se înțeleagă ce s-a zis pe aici, că eu una n-am chef să fiu slugă, că dacă nu o să ajungem să ne luăm de păr și o să fie mai nasol. De-a. Nu cred că vreți să ajungeți la d-astea, să ne păruim și să ne călcăm în picioare. Dacă vreți d-astea, facem și d-astea.
Tărăbanți, din câte am putut, e foarte, foarte super, mega, ultra falsă. Eu vorbesc cu ea și ea ridică sprânceana la mine. Măcar ar trebui să se gândească că am 25 de ani și că nu sunt cu ochi ca ea. Ești dracu și tu mai des din cameră, stai acolo să te alegi la față. De ce vorbești acum așa de urât cu mine? Vorbesc ca fiul normal, dar n-ai vrea să știi cum vorbesc eu urât. Da. Că sar direct peste masă la tine. Deci nu mă scoate, din, deci nu mă scoate din ale mele că iese urât. Dar nici nu mă vorbi urât, rău. Deci eu n-am vorbit urât, am vorbit absolut normal. Cat fight! Mamă, deci are niște figuri în ea. Ține-mă că dacă îi dau una, iese din geamă. Te tine? Lăsați-mă, că eu nu stau cu de-astea în cap. Pai, am de gând să le ignor tot cum l-am ignorat până acum. Fiindcă nu sunt prietenele mele și fiindcă fiecare pas sau fiecare informație care o dau unei colege de ale mele de concurs poate să fie în contra mea, nu? Poate să îmi aducă un minus mie. Și nu am de gând să iau minusul din cauza lor.